Lepădarea de sine își are locul ei în viața unui creștin. Însă Dumnezeu nu-ți cere să alegi ceea ce pentru tine este cel mai dureros lucru. Dacă ai urma această cale, curând ți-ai ruina sănătatea, reputația, ocupația și prieteniile. Lepădarea de sine constă în a purta răbdător toate acele lucruri pe care Dumnezeu le permite să intre în viața ta. Dacă nu respingi nimic din ceea ce vine din hotărârea lui Dumnezeu, atunci guști din crucea lui Iisus Hristos. Dumnezeu îți dă har să-ți porți crucea în viața ta, întocmai după cum El se îngrijește de pâinea ta cea de toate zilele. El niciodată nu te va părăsi. Pentru oamenii prea înflăcărați, este un exercițiu bun să renunțe la propriile lor modalități de practicare ale lepădării de sine și să-i permită lui Dumnezeu să aducă în viața lor orice dorește El. Dacă nu ești dispus să accepți lepădările de sine hotărâte de Dumnezeu, atunci nu te bizui pe lepădările de sine la care ajungi tu. Analizează ceea ce faci. Lasă în seama lui Dumnezeu să aducă ceea ce ai nevoie.